4 și 14. Cred că e prima dată când mă trezesc de bunăvoie la ora asta. Da, bun, mergem la alergat. Este deja 4:30. Pare că plec mai târziu decât am anticipat. Și încă n-am microfon bun pentru calitatea audio, așa că îmi pare rău pentru că mă auziți așa. Mi se pare super dubios. Pentru că nu e nimeni pe stradă la ora asta. Absolut nimeni. Deși se aud mașini, o grămadă de mașini, de trenuri, o grămadă de gălăci, dar nicio persoană. Deja au trecut cam 20 de minute din timpul alergatului. E puțin anstrengend, femei. Și o pânză de pânză, tocmai mi-a intrat în gură. Super! Siguranța este prima dată când mă trezesc la 4 și un pic pentru a alerga. Care e partea faină? Nu e nici dracu pe aici. Nu e nici dracu pe niciunde. E totul gol. Soarele încă nu a răsărit nu pe deplin. Și în general arată super fain totul. M-aș putea obișnui cu genul ăsta de activitate în fiecare dimineață. Mergem la magazin. Sunt curios acum dacă magazinele sunt deschise la ora 5. Și 5. Ha, vedem. Cât de fain e iluminatul aici la Hauptbahnhof. A, da, Hauptbahnhof-ul este stația de trenuri principală din Viena. So, yeah. E tot timpul multă lume aici, așa că e normal să fie bine iluminată. Oh, se pare că Intersparul e închis. Mergem mai departe. Yeah, thank you. Pasta. Așadar, ne-am luat de mâncare. Pa, pa, pa. Chestie, o chestie cu mozzarella, sau nu cu mozzarella, cu brânză și cu avocado. Și apa. Și acum mergem mai departe spre casă. Și cred că o să alergăm în continuare până spre casă. Ok, este oficial. E ora 5:20. Și sunt puțin obosit. Da, bun, am terminat pe ziua de astăzi cu alergatul. Să mergem înapoi acasă și o să mâncăm ceva delicios. Nu-mi vine să cred cât de mult timp mai am ca să fac, nu știu, ce vreau. Mi se pare atât de ciudat să ai atât de mult timp la dispoziție și să nu știi ce să faci cu el. E extra mega fain. În mod normal, m-aș trezi cu câteva minute înainte, cu o oră înainte și m-aș duce să fac un duș, m-aș pregăti și în principiu n-aș avea deloc timp să stau un pic, să beau cafea sau să fac ceva de genul ăsta. Rapid totul și uite, acum am timp să mă bucur. Super fain. Că cineva a trecut la pantalon pentru adulți mult prea devreme. Urmează să facem un duș și apoi la lucru din nou. E mai târziu. Mai departe la sală. Thank you.
Înapoi acasă, după o sesiune lungă de antrenament, somn. Stai, nu merge, încă nu e suficient de târziu, doar 7. Dar da, o să închei acest episod aici.